Dragi prieteni, iubiți credincioși, există în anul liturgic al Bisericii, atât în răsărit cât și în apus, un timp pe care îl numim forte al credinței noastre, un timp în care Biserica ne cheamă să ne pregătim, așa cum se cuvine unor creștini adevărați, pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. Așa cum știm, această sărbătoare este cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Prima zi din postul mare, în ritul nostru occidental, latin, poartă denumirea semnificativă de Miercurea Cenușii. Tocmai de la cenușa pe care Biserica o binecuvântează și o pune pe capetele noastre, la începutul postului, cenușă care vrea să ne amintească, pe de o parte, de fragilitatea noastră, slăbiciunea noastră omenească. Preotul, atunci când pune cenușa, folosește și aceste cuvinte: adu-ți aminte, omule, că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Cenușă care poate să însemneze și o chemare a noastră la pocăință, pentru că preotul poate folosi și aceste cuvinte ale lui Iisus atunci când pune cenușa pe capetele noastre: convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Vreau să dau ca sugestie pentru reflexie în timpul postului mare, mai întâi chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, apoi chemarea pe care Biserica ne-o face, și în final răspunsul pe care noi îl dăm la această chemare. Chemarea lui Dumnezeu o găsim așa de frumos pronunțată în Vechiul Testament, în cartea prorocului Ioel. Ascultați, spune Domnul: întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Și continuă foarte frumos textul. Cei care aveți Biblie în casă, vă sugerez să o deschideți la profetul Ioel în Vechiul Testament, capitolul 2, versetele 12 până la 18. Poate veți spune, noi nu ne întoarcem la Dumnezeu atunci când mergem la biserică, atunci când ne rugăm. E frumos și lăudabil pentru cei care fac acest lucru, dar întrebarea, întoarcerea la Dumnezeu este din toată inima? Nu sunt oare anumite obstacole, anumite lucruri care ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima? Timpul postului mare este un timp în care Biserica ne cheamă să reflectăm asupra noastră, în liniște, în tăcere, pentru a vedea ce anume ne împiedică să ne apropiem din toată inima de Dumnezeu, pentru că El este bucuria, fericirea, mântuirea noastră. A doua chemare vine din partea Bisericii și o găsim exprimată așa de frumos în Sfântul Apostol Paul, în a doua scrisoare a sa către Corinteni, în care spune el: vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, el l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în el. Vă rugăm, întoarceți-vă la Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceasta este chemarea pe care ne-o face Biserica, chiar cu insistență, în timpul postului mare. Sigur, când trebuie să facem noi acest lucru? Că mulți spun amânând la anul viitor, peste un an, peste doi ani sau la sfârșitul vieții. Cine însă poate garanta cuiva că va ajunge ziua de mâine sau postul de anul viitor sau peste nu știu câți ani sau adânci bătrâneți?
Viața noastră este în mâinile lui Dumnezeu. Acum este momentul potrivit. Astăzi de veți auzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre. Să ascultăm acest glas al lui Dumnezeu și glas al Bisericii și să ne întoarcem la El din toată inima. Timpul postului mare este un timp propice pentru fiecare ca să intrăm în noi înșine, creind și atmosfera propice, aceea de tăcere. De aceea, în timpul postului mare, Biserica ne interzice distracțiile sau muzica zgomotoasă, tot ceea ce într-un fel sau altul ne poate conturba de la această interiorizare, de la această reflexie, pentru a face ordine în viața noastră spirituală. Ni se cere să facem un examen de conștiință și apoi să trecem concret la convertire, făcând și o spovadă bună, convins fiind că Dumnezeu este bun, milostiv, iertător. Vă sugerez în timpul postului mare să folosiți ca rugăciune deseori cuvintele psalmistului David, psalmul 50. Și dacă, repet, aveți o Biblie, deschideți Biblia și folosiți această rugăciune frumoasă, psalmul 50. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și în mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Și așa mai departe, este de o frumusețe deosebită și foarte potrivit acest psalm ca rugăciune în timpul postului mare, ca să putem realiza cu adevărat convertirea noastră, îndreptarea noastră, apropierea noastră mai mare de Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu este Cel care, ca un tată bun, ne așteaptă, ne primește și vrea să intre în dialog cu noi. Și vreau să fac referință acum și la mesajul pe care Sfântul Părinte Papa Francisc l-a trimis și anul acesta, ca în fiecare an de marile sărbători, mesajul de postul mare. În acest mesaj, Sfântul Părinte Papa pune ca fundament al convertirii noastre așa numitul mister pascal al lui Hristos, adică meditarea suferințelor, morții și învierii Domnului. Este misterul mântuirii noastre. El, spune Sfântul Părinte, trebuie să stea ca fundament al convertirii noastre. Apoi vorbește despre urgența convertirii, ce vă spuneam mai înainte. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, astăzi, nu vă împietriți inimile voastre. Apoi vorbește Sfântul Părinte despre voința pasionată a lui Dumnezeu de a intra în dialog cu noi oamenii. Noi suntem copiii Săi. El este Tatăl nostru și vrea să fie alături de copii. Dar și noi trebuie să vrem să fim alături de El și să dialogăm cu El. Și mai vorbește spre finalul mesajului despre bogăție, subliniind faptul că bogăția este de împărtășit, nu doar de acumulat pentru noi înșine. Dați și vi se va da, spune Iisus, să fim generoși în timpul postului mare în special și acum să învățăm și pentru restul anului să fim generoși și iubitori. Ne apropiem de Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să ne apropiem și de semenii noștri, în care să vedem imaginea Lui și să-i ajutăm după posibilitățile noastre, dar cu generozitate. De altfel, Iisus în Evanghelia, iarăși vă sugerez, cei care aveți Biblie, să citiți fragmentul din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 6, versetele 1, 6, 16, 18. Spune Iisus, aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Adică faptele bune pe care noi suntem chemați să le facem, să nu le facem de ochii altora, să nu le facem pentru a fi văzuți, apreciați, lăudați,
ci să le facem în spirit de credință, de dragul lui Dumnezeu, pentru că așa ne șa de nou bine copiilor lui Dumnezeu să ne ajutăm unii pe alții și cei care au mai mult să dea și celor care nu au și chiar cei care nu au prea mult din necesarul vieții să știe să rupă, să frângă și să dea celor care au cu adevărat nevoie. Așa cum și Iisus, vedeți, la Sfânta Liturghie se frânge pâinea, voind să arate că e vorba de Iisus prezent în acea pâine de pe altar care se frânge pentru noi, ni se dă, ni se jertfește. Acest lucru trebuie să-l facem și noi în relațiile cu semenii noștri, urmând exemplul Mântuitorului. Și Iisus ne sugerează în Evanghelie trei lucruri pe care să le facem în acest spirit de iubire în tot timpul postului mare și nu numai. Aceste trei lucruri sunt, spune Iisus, când dai de pomană, deci pomana, nu trâmbița înaintea ta așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun și au primit răsplata, tu însă când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana să fie în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Al doilea lucru pe care ni-l recomandă Iisus, ni-l cere, este să ne rugăm. Dar cum să ne rugăm? Spune Iisus, când vă rugați. Nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun și au primit răsplata. Tu însă când te rogi, intră în camera ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns, te va răsplăti. Și în sfârșit, al treilea lucru pe care ne-l cere Iisus este să postim. Dar cum să postim? Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, că cei își timonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun și au primit răsplata, dar tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Vă îndemn, dragi prieteni și iubiți credincioși, să țineți cont, să ținem cont toți de aceste îndemnuri pe care ne le face Iisus, de această învățătură evanghelică, pentru ca într-adevăr să trăim cu rost și cu folos timpul sfânt al postului mare. Și așa cum a face Sfântul Părinte în mesajul său de postul mare, vreau să subliniez și eu că este important ca în efortul nostru de a trăi cu adevărat și rodnic postul mare, să chemăm în ajutor pe Sfânta Fecioară Maria. De altfel, în timpul postului mare, atât noi, catolicii, cât și frații orientali, avem sărbătoarea Bunei Vestiri. Și tot în postul mare, catolicii de rit latin au și sărbătoarea Sfântului Iosif. Două modele strălucite care ne pot fi de mare folos pentru a trăi așa cum se cuvine postul mare în care ne aflăm. Le cerem mijlocirea și ne străduim să le urmăm exemplu pentru a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu, pentru a trăi intimitatea noastră cu Dumnezeu, pentru a ne găsi bucuria adevărată, pacea și fericirea numai în Dumnezeu. Așa au făcut și Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif. Vă doresc tuturor să aveți un post cu adevărat rodnic și binecuvântat de Dumnezeu, pentru ca apoi să trăim în mare bucurie sărbătoarea Învierii Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos!